Suntem live? Da. Bună ziua, stimați concetățeni! Așa cum am promis, împreună cu colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr, am elaborat un denunț pe care o să-l depunem astăzi la procuratură. Până atunci însă vrem să facem o declarație pe care o vom distribui presei din Republica Moldova, nu înainte de a le mulțumi tuturor celor care sunt alături de noi în momentul de față. Republica Moldova a devenit în ultimii ani un poligon experimental pentru forțele străine care își fac de cap în țara noastră. Cel mai recent exemplu arată în ce stadiu de degradare se află președinția Republicii Moldova ca instituție și în ce mare pericol a ajuns Republica Moldova. Igor Dodon pare a fi o simplă marionetă aflată în mâinile celor care își bat pur și simplu joc de cetățenii Republicii Moldova. Situația este extrem de gravă, iar deciziile pe care le voi lua imediat în calitate de viitor președinte al Republicii Moldova vor destructura toată această construcție externă care miroase tare urât a spionaj extrem de periculos, a spionaj extern de toate culorile. Voi fi cel care va repune în drepturi poporul nostru pe pământurile noastre. Voi fi cel care va curăța Republica Moldova de spioni și de agenți de influență de toate felurile, de toți cei care reprezintă astăzi interesele altor puteri pe teritoriul țării noastre. Aceste alegeri dovedesc că structurile noastre de securitate națională sunt într-un colaps total, sunt incapabile să vegheze la suveranitatea Republicii Moldova. Fiecare face ceea ce vrea, însuși Dodon fiind anexa unor alte interese străine la noi în țară. Vă îndemn să fim vigilenți, vă îndemn să fim responsabili și foarte, foarte asumați. Nu lăsați Moldova pradă afacerilor de spionaj de tot felul. Avem o singură țară și avem o singură viață. Trebuie să alegem ce facem cu ele. Mulțumesc! Vă spun că sunt singurul care nu are cheițe în exteriorul țării. Acesta este motivul pentru care sunt atât de atacat și linșat cu zeci de sondaje false distribuite și diseminate în întreaga țară prin intermediul unor posturi de televiziune aservite, prin intermediul rețelelor de socializare în care se investesc milioane și milioane. Toți acești indivizi pe care eu îi voi mătura pur și simplu din Republica Moldova fac tot ce le stă în puteri ca eu să nu ajung în turul 2. Pentru că doar eu, în turul 2, îl pot bate pe Dodon. Dacă câștigăm noi, vor pierde ei. Vor pierde toți. Absolut toți, fără niciun fel de excepție. Iată motivul pentru care suntem aici, la Procuratura Generală, împreună cu colegul meu, Dinu Plângău, pentru a depune un denunț pe baza, astfel încât Procuratura Generală să examineze acțiunile președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, prin prisma infracțiunilor prevăzute de articolele 327, 328, articolul 337. Și aici este vorba despre abuzul de serviciu, despre excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, trădare de patrie, infracțiuni prevăzute de Codul Penal al Republicii Moldova și în câteva minute vom merge să depunem acest denunț. Dinu? Bună ziua tuturor! Noi foarte mult ne dorim ca într-o bună zi toți cei care lucrează în organele procuraturii să fie mândri că sunt procurori. Noi ne dorim ca într-o bună zi toți cetățenii care se adresează la procuratură să fie siguri că vor obține dreptate. Astăzi suntem aici la inițiativa lui Andrei Năstase pentru a depune un denunț. Echipa noastră de juriști a lucrat la acest denunț din perspectiva articolelor enunțate deja de domnul Năstase. Am examinat prin prisma legală competențele pe care le are șeful statului în Republica Moldova. Am examinat informațiile apărute în spațiu public, difuzate de unele portaluri media și am constatat că, în cazul de față,
organele de anchetă sunt obligate să investigheze sub aspect penal acțiunile sau inacțiunile președintelui Dodon. Dacă luăm și examinăm competențele președintelui Republicii Moldova în atribuțiile lui, nu intră ceea ce a făcut el, comunicarea lui sub aspectul coordonării unor mesaje cu anumite personaje care s-ar spune că lucrează pentru serviciile inteligente ale Federației Ruse. Procuratura Generală are obligații de a investiga aceste informații. Mai mult ca atât, în spațiu public deja au fost făcute declarații sub aspectul faptului că anumiți oameni ar deține și mai multe probe decât cele care au fost publicate de anumite portaluri media. În acest context, mergem la procuratură bazându-ne nu doar pe informația care a apărut deja în spațiu public, dar și avem anumite informații care este acumulată de către juriștii noștri și în continuare, la inițiativa domnului Năstase, echipa noastră lucrează și investigează aceste fapte sub aspectul comiterii unor infracțiuni de către președintele Dodon, folosind pârghiile pe care le avem la dispoziție, interpelările deputaților, dar și cunoștințele și munca pe care o au juriștii noștri la dispoziție. Acum mergem, denunțul este elaborat, mergem și îl vom depune în conformitate cu legislația Republicii Moldova la Procuratura Generală și vom urmări activitatea Procuraturii în sensul investigării faptelor comise de președintele Dodon și evident așteptăm un rezultat. Este inacceptabil ca în Republica Moldova să fie comise astfel de acțiuni din partea unor demnitari cu funcții extrem de înalte în stat. Și evident, cunoaștem că în momentul de față procuratura este destul de apatică, putem constata că din perspectiva asta mai mult se duc lupte între clanuri decât o activitate în interesul cetățenilor. Stimați prieteni, vreau să reiterez toți spionii care lucrează pe teritoriul Republicii Moldova, în momentul în care voi deveni președinte, în 48 de ore vor trebui să plece de aici, bineînțeles, nu înainte de a da socoteală în conformitate cu legislația, să fie sancționați, depistați, sancționați și, bineînțeles, expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova. Este timpul să nu mai permitem ca Republica Moldova să fie un poligon experimental pentru tot felul de servicii secrete de toate culorile. Vreau să mai fac un anunț foarte și foarte important. La începutul săptămânii viitoare voi veni cu o declarație pe care am să rog întreaga presă să fie prezentă și să o difuzeze. Va fi o conferință de presă în care voi spune lucruri foarte importante și am să vă rog să fiți alături de noi. Iată că, spre deosebire de alți politicieni, spre deosebire de alți candidați care tot se cheamă pe la televizoare, noi acționăm. Noi suntem cei care am făcut foarte multe denunțuri, foarte multe demersuri reale, demersuri care trebuie investigate de instanțele de resort din Republica Moldova, astfel încât Igor Dodon și camarila sa, întreg sistemul oligarhic să fie tras la răspundere odată și pentru totdeauna. Și mai am un mesaj către toți cei care, în ultima perioadă de timp, lansează în spațiul public tot felul de baliverne, tot felul de minciuni. O fac exact cum o făcea Plahotniuc. Atunci când noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr, împreună cu sutele de mii de oameni, eram în stradă și protestam împotriva corupției, a sărăciei, a nemerniciei celor care își băteau joc de Republica Moldova, Plahotniuc ne punea eticheta că am avea relații cu Rusia, că am avea relații cu Dodon. Exact acum se întâmplă din partea unora și altora, despre care vor vorbi oamenii liberi, demni, deșteptați ai Republicii Moldova. Acești, așa ziși, prieteni ai noștri, lansează în spațiu public tot felul de minciuni la adresa mea și a platformei DA. Minciuni care iarăși ne pun etichete ca am fi de partea Moscovei, de partea rușilor, de partea lui Dodon, să înceteze. Încetați cu asemenea minciuni. Nu mai mințiți poporul cu televizorul. Nu mai mințiți poporul cu aceste inepții la adresa mea și a colegilor mei din Platforma Demnitate și Adevăr. Noi nu ne batem cu personaje, noi nu ne batem cu nume, noi ne batem cu un sistem ticăloșit care, iată, este tranzacționat de la un nume la altul,
dacă ieri acest sistem ticăloșit avea numele Plahotniuc, iată că astăzi îl are numele Dodon. Și încă o dată spun, să înceteze linșajul și minciunile la adresa Platformei Demnitate și Adevăr. Noi acționăm, deși nu avem în denumirea noastră acest cuvânt, noi acționăm, noi muncim, noi luptăm, noi facem ceea ce trebuie să facă un om al cetății, niște oameni demni de țara în care trăiesc. Așa că vă urez tuturor o zi cât se poate de frumoasă și să știți, doar cu un președinte liber, doar cu un președinte independent de orice interese străine, Republica Moldova are viitor. Faceți un exercițiu pur și simplu. Luați fotografiile fiecăruia dintre cei care astăzi candidează și veți vedea, cu excepția lui Andrei Năstase, nu există niciunul care să nu aibă alte interese decât cele ale Republicii Moldova. Eu personal am aceleași interese cu poporul din care fac parte, cu țara în care m-am născut, cu țara în care vreau să trăiesc și eu și sutele de mii de familii care trăiesc aici și care, din păcate, au trebuit să plece peste hotare în căutarea unui rost în viață. Multă sănătate tuturor, păziți-vă de COVID, păziți-vă de tot ce este rău și să nu uităm, pe data din 1 noiembrie, să ieșim cu toții la vot, să dăm o lovitură fatală acestui regim ticoloșit și vă rog un lucru, nu mai irosiți voturile cu unii sau cu alții. Unicul care îl poate bate pe Dodon în turul 2 este Andrei Năstase. Și să nu uităm, noi mergem împreună cu Alexandru Slusar în această campanie. Alexandru Slusar este candidatul desemnat de Platforma Demnitate și Adevăr pentru funcția de prim-ministru în țară. Împreună cu el, împreună cu o garnitură de miniștri, niște oameni cum se cade, niște oameni integri, profesioniști, vom putea scoate țara din criza generalizată, economică, sanitară, socială și de ce nu, și din cea morală. Bună ziua! Multă sănătate tuturor!